Eu sunt Mihai Molocea, dragi telespectatori, vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. În câteva momente revenim cu ședința Consiliului Județean de astăzi. Aflați cele mai importante puncte de pe ordinea de zi a ședinței, ce s-a votat în cadrul Consiliului Județean de astăzi. O să vedeți și niște discuții savuroase, aș spune eu, la finalul ședinței, la punctul întrebării, interpelării, așadar rămâneți pe Hunedoara 1 TV. Bun găsit, dragi telespectatori, începe Hunedoara în direct aici la Hunedoara 1 TV, emisiunea care vă ține informați cu tot ceea ce se întâmplă în județul Hunedoara. Și astăzi avem un subiect de interes județean, aș spune eu, chiar dacă vorbim despre un operator local, regional, oarecum de apă canal, dar vorbim cu un profesionist în domeniul apă canal al acestui județ, unul dintre puțini oameni care stăpânesc domeniul așa cum trebuie. E vorba despre Fabiu Schiseli, directorul activitatea Goscom din Orăștie. Bine ați revenit în studioul Hunedoara 1. Bine, v-am regăsit și la Deva, nu numai la Orăștie. Da, și noi ne-am... E o plăcere să particip la emisiunea Hunedoara 1 TV. Noi ne-am mai văzut și ne vedem și în arenă, așa, la Orăștie, acolo, pentru că ținem, cum să zic eu așa, subiectele mai la firul ierbii în fața orăștienilor. Aici discutăm așa dintr-o perspectivă mai largă, prezentăm județului așa ce se întâmplă la activitatea Goscom. Și eu am dat așa un titlu emisiunii de astăzi, uitându-mă retrospectiv la tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii cel puțin 2 ani de zile. Cam câți ani sunt de când ați venit la Goscom? Cam așa, deja împlinim 3 ani. Împliniți 3 ani, da. Ei, de 3 ani de zile vreau să vă zic, dragi prieteni, și vă zic ca un orăștian care am observat fenomenul în decursul timpului, că activitatea Goscom a luat drumul dezvoltării, drept pentru care aceasta va fi și tema ediției noastre de astăzi și titlul care va sta pe burtiera emisiunii noastre, activitatea Goscom, drumul dezvoltării, pentru că, iată, domnule director, ați venit de la Brad, de la Deva, de fapt, ați lucrat multă vreme aici, de la zonă, prin Deva. Prin Deva, ați venit acolo la un operator mic, care nu doar că se ambiționa să nu moară, ci iată acum se ambiționează să se dezvolte. Și cred că am putea trage învățăminte așa din exemplul pe care îl dați dumneavoastră la Goscom și în multe alte domenii. Și aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră această situație și care a fost strategia pe care ați încercat să o abordați la activitatea Goscom. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru aprecieri, poate că nici nu le meri, dar oricum vă mulțumesc pentru apreciere. Aș vrea să lăsăm modestia deoparte și să discutăm cu cărțile pe masă. Bun. Onest, nu încerc să... Și mie așa îmi place. Cel mai mult o discuție onestă și cinstită face mai mult decât orice fel de altă abordare sau o abordare care să aducă neapărat imagine ieftină. Ar putea să pară în fața celor care nu mă cunosc sau nu ne cunosc că încerc să vă laud, dar revin la ceea ce spuneam mai devreme. Sunt un fin observator, aș spune eu, al mediului politic-administrativ orăștian și am văzut și înainte și după Fabiu Schiseli și înaintea celor dinainte și tot așa, de vreo 12 ani, să zic așa, cam cum funcționează lucrurile. Și mi se pare că acum se discută la un level profesional cel puțin rezonabil, ca să nu zic altfel. Deci asta cu mângâiatul și cu luatul scamelor de pe umăr nu e valabilă în emisiunea ideea asta. Ideea este în felul următor. Ce mi-am propus pentru activitatea Goscom, ca într-adevăr să ajungă la statutul pe care și l-a luat începând cu anul 2015, și anume statutul de operator regional. Este drept că suntem cel mai mic operator regional din România. Asta nu e neapărat de bine. Statistic? Asta e statistica? Chiar cel mai mic operator regional? Statistic, da. Așa este. Deci mai era pe la Timișoara, parcă știu, un operator mic. Nu, operator local. E o diferență între operatorul regional și operatorul local. Operatorul regional funcționează pe baza unui contract de delegare de gestiune, funcționează pe baza unui parteneriat cu unitățile administrative teritoriale printr-o asociație de dezvoltare intercomunitară,
Deci sunt niște reguli in-house pe care, așa se numesc ele, impuse de către Uniunea Europeană pentru posibilitatea accesării de fonduri. Ok, lucrurile astea s-au petrecut undeva în anii 2000-2010. În perioada aia s-au așezat lucrurile. Activitatea Goscom cumva a intrat târziu în acest concert, adică undeva prin 2015, când s-a semnat contractul de delegare care astăzi își face își produce efectele. Deci, din punct de vedere instituțional, ne-am definit ca și operator regional. Bun. Da. Aș fi spus cel mai mic din județ, adică în județ sunt doar trei, nu? Păi în județ sunt deja trei, ceea ce e mult din punctul meu de vedere. Eu am zis că doar trei, dumneavoastră ziceți, sunt deja trei, adică, ca fiind multe. Adică e mult și vă explic și de ce. Un operator puternic are mult mai multe posibilități de dezvoltare decât un operator mic, pentru că atât noi operator cu 70 de salariați și cu adresabilitate de 30.000 de utilizatori, avem exact aceleași obligații ca și un operator mare din toate punctele de vedere, atât obligații de mediu, obligații legislația aceea și pentru dumneavoastră, evident, pe care trebuie să o respectați. Și noi trebuie să îndeplinim exact aceleași condiții, deci nu avem vreo scutire, să zicem, că prin faptul că suntem mai mici, ba din contră. Dar uite, cetățeanul nu știe lucrul ăsta. Cetățeanul, uite, spre exemplu, în zona Orăștiei, vorbind de activitatea Goscom, oamenii sunt mulțumiți, da, avem noi operatorul nostru, e al nostru, mic, așa cum e, dar știm că avem noi autonomie și gestionăm cum credem noi de cuvință că e mai bine aici, în căsuța noastră. Cam asta e atitudinea. Da, este o atitudine, cum să spun, dar nu e doar în zona Orăștiei, și în și altele, și da, în alte zone. Uite, de exemplu, doi Lugojul. Un bun exemplu de o practică cel puțin interesantă. Deci acolo a existat doar un operator local și au promovat niște investiții cu surse locale, sau mă rog, cu surse din bugetele naționale și nu numai. Și până la urmă au o problemă cu stația de epurare, deci ei au o problemă majoră în ceea ce privește infringementul. Vreau să vă spun că săptămâna asta deja s-a întâlnit Comisia pentru Infringement în România pe materia apă canal. Este o mare preocupare la nivel guvernamental pe acest subiect. Dar eu cred că, cum să zic, noi la Orăștie, prin investițiile și prin, cum să zic, măsurile care le-am luat în ultima vreme în ceea ce înseamnă conformarea stațiilor de epurare, conformarea stației de epurare sau a stațiilor de epurare, că avem deja două în exploatare, reușim să facem față acestei provocări sau acestui challenge până la urmă. Deci una peste alta, ca să concluzionăm discuția noastră de mai devreme, nu e chiar simplu din postura asta de operator absolut regional deloc mic. Absolut deloc, mai ales că noi n-am beneficiat de etapele investiționale de care au beneficiat operatorii mari. Și etapele investiționale, în primul rând, se referă la lucrări de construire, la dotări, la servicii aplicate pe diverse momente. Multe dintre ele deja sunt implementate. Are o mare componentă și aia se numește componentă de pregătire a personalului. Deci ele vin toate la pachet. La un moment dat, când ajungi să folosești un anumit tip sau un anumit nivel de tehnologie, este important ca oamenii care folosesc această tehnologie să fie la standardul respectiv. Cumva noi a trebuit și va trebui să ajungem din urmă, măcar standardul la care se află industria apei la ora actuală în România, ceea ce nu e un lucru chiar ușor, dar totuși ce pot să vă spun este că la Goscom există potențial și da, o să-și dea seama și ascultătorii noștri pe parcursul acestei emisiuni de lucrul ăsta. În felul ăsta și am încercat cât de mult să integrez personalul și compania în general în fluxul principal. Eu aș vrea să încercăm, sau cât permiteți dumneavoastră, să intrăm în culisele acestei abordări. Și că ați spus, domnule, am vrut să ne așezăm cât mai aproape de ceea ce înseamnă un operator regional performant, dar cum faceți lucrul ăsta efectiv? Sau cum ați făcut? Ați vorbit și de echipă mai devreme, de personal pregătit. Cred că sunt niște pași pe care i-ați adoptat în primul an sau primele luni. Primul lucru și cel mai important pleacă de la oameni. Atâta vreme cât personalul sau echipa
cred că mai corect spus, echipa, își dorește acest lucru, se poate face, iar la Goscom pot să vă spun că este potențial, este și loc și de mai bine, evident, ca în orice fel de organizație, dar eu zic că la momentul la care ne aflăm acum, eu zic că am făcut pași simțitori spre o consolidare a operatorului din punctul acesta de vedere. Al doilea element important este învățarea. Dacă nu ești permanent pus la curent, odată cu noutățile legislative, cu noutățile tehnologice, cu noutățile procedurale, cu trendurile care se întâmplă în industria apei, care vă spun, este o industrie chiar ușoară și nu este de neglijat. Industria apei aduce în România o plus valoare destul de semnificativă, lăsând la o parte fondurile atrase și investițiile derulate în arile de operare ale fiecărui operator. Și mai un lucru de spus aici, anume că pe lângă aspectele astea, noi avem niște obligații asumate. Adică astea nu sunt de discutat ca oportunitate. Avem obligațiile de mediu pe care România și le-a asumat la momentul aderării, de care trebuie să ne ținem, indiferent dacă suntem beneficiari de fonduri europene sau nu suntem beneficiari de fonduri europene. Indiferent că sunteți cel mai mic operator regional din țară. De-aia vă spun că e cu atât mai grea provocare sau atât mai provocatoare acest demers față de... Bine, acum trebuie să înțelegeți că nu-i ușor să implementezi cu fonduri europene. Deci diferă substanțial față de fondurile naționale, să zic, sau finanțele pe diverse alte filiere. Da, fondurile europene vin la Goscom? Fondurile europene deocamdată nu vin la Goscom, pentru că am încercat să facem o aplicație pe POIM, adică pe Programul Operațional Infrastructură Mare, pentru asistență tehnică. Deci... acolo cumva ne-am oprit, tocmai din cauza acestui număr redus al utilizatorilor. Dar asta nu înseamnă că ne oprim, noi continuăm. Eu asta știam, că e destul de greu ca operator regional mic, cumva un criteriu de eligibilitate pentru aceste fonduri de dezvoltare era numărul de... beneficiari ai serviciilor. Și atunci, Goscom, având un număr mic de beneficiari... Bine, criteriul stabilit în POIM era undeva legat de faptul că operatorii regionali noi înființați pot beneficia de finanțări pentru asistență tehnică dacă au un număr de utilizatori mai mare sau egal cu cel mai mic operator regional la nivelul anului 2012. Care la ora actuală are undeva 52.000, 53.000 de locuitori. Bun, acum puteam să găsim artificii, în sensul că puteam să mai luăm în area de operare încă câteva comune, nu, poate chiar din alte județe, cum de exemplu a făcut Voluntariu. Deci Apa Vol Voluntari a făcut lucrul ăsta, a luat câteva comune din județul Giurgiu, Teleorman și Ilfov, și au reușit să facă un operator care să îndeplinească acest criteriu. Și artificial, cred, cumva, așa, cumva artificial, pentru că niciodată criteriu nu vor opera, să zic, în zonele respective, dar nu cred că asta este calea de urmat. Calea de urmat, vă spun eu care este asta, trebuie făcut o analiză foarte serioasă la nivelul comunităților și de urmat o listă de priorități atât investiționale cât și procedurale, în așa fel încât să ajungem în cel mai scurt timp să fim aliniați cu operatorii mari. Ieri chiar am avut adunarea generală a acționarilor la primăria Orăștia, ei fiind acționarul cel mai mare sau acționarul semnificativ, și am avut o asemenea dezbatere și vreau să vă spun că aș vrea să continui dialogul acesta cu reprezentanții aleși ai comunității, pentru că mi se pare important ca din dialogul ăsta să rezulte niște lucruri serioase și care pot să genereze o predictibilitate mai mare a
sistemului. Tocmai ați spus, fiind aleșii comunității, reprezintă cumva și atitudinea comunității, care comunitate vine și spune, lasă domnule, e bine, noi mai mici aici, ne ordonăm noi, nu avem nevoie de mai mult și de altcineva. Principalul impediment în povestea asta ar fi lipsa de comunicare, atâta vreme când ne comunicăm. A, și lipsa de informație, exact, care, pentru adică că eu sunt convins că aleșii nu sunt rău intenționați, dar poate neavând toate elementele la dispoziție, atunci discută... Eu cumva m-am uitat și la salariații noștri care, cum bine ați definit, sau mă rog, cum sunt convins că ați definit bine Goscomul până în anul 2020, oareși cumva nu ieșiseră din carapace și dintr-un anumit fel de a funcționa. Cu momentul în care toate legendele astea locale pe care le știm vis-a-vis de ei. S-au deschis un pic porți în sensul că mergem la conferințe, mergem la comisii de specialitate, participăm la târguri internaționale sau târguri naționale, participăm la diverse activități pe care le organizează o asociație a Românei Ape sau alte organisme. Eu am fost deja și înainte și după prin birourile Goscom. Înainte am văzut tot felul de discuții. Ultimele dăți când am fost prin birourile Goscom am văzut așa un videoproiector care arăta întreaga rețea de apă canal din oraș cu un laser, se prezentau zonele de acțiune, o abordare foarte profesională, să spun. Vorbeați mai devreme de echipă și spuneați că e un element foarte important acesta într-o esențial companie și când vrei să produci o schimbare. Ce ați făcut dumneavoastră când ați venit la Goscom? Ați lucrat cu echipa care ați găsit-o acolo sau ați schimbat oamenii? Care a fost procesul acela? Deci, n-am dus o politică de înnoire, ba din contră. Pentru că vreau să, din punct de vedere profesional, oamenii... Asta vreau să scoatem în evidență. Aceiași oameni, practic, s-au profesionalizat, s-au specializat și au... Cum să vă zic, e important să-i dai omului o perspectivă și o, cum să zic eu, o împlinire profesională. Noi nu prea punem accent, adică în societatea românească, oarecum valorile sunt răsturnate. În momentul când reușești să dai o motivație profesională unor oameni, din secunda aia deja le-ai câștigat pentru pentru activitatea. E o abordare, asta nu toți o practică, dumneavoastră ați fost și o politică la vârf, să spun așa, nu recomandați, pentru că de regulă se mai întâmplă acest fenomen, când vine un director nou, vine cu propria lui echipă și îi dă pe aia dinainte afară. Cam așa se întâmplă. Sau cel puțin încearcă să facă lucrul ăsta. Nu agrez astfel de... Pentru că dacă vii cu o echipă nouă, durează o perioadă destul de lungă de acomodare. Lăsând la o parte, cum să zic eu, dificultățile de acordare a, cum să zic eu, a personajelor în cadrul aceleiași organizații. Ca atare, mie mi se pare corect și chiar de bun simț să folosești echipa pe care deja o ai acolo și să o cultivi, să o crești și să o duci acolo unde crezi tu că ar trebui să o duci. Și asta face parte din, și de-aia subliniez cuvântul echipă, asta mi se pare esențial într-o organizație. Nu neapărat, eu nu cred în organizațiile de lideri, eu cred în organizațiile de echipă. Nu liderul este neapărat cel care, liderul face în așa fel încât să adune oamenii către un scop comun. Dar niciodată un singur om nu va putea să gestioneze o întreagă problematică a unei organizații. Sunt convins de lucrul ăsta. Da, și dacă luăm așa drumul dezvoltării despre care vorbeam și la începutul emisiunii, ați constituit echipa cu care ați pornit la drum. Cel mai important obiectiv sau printre cele mai importante obiective realizate, aș spune eu, la nivelul activitatea Goscom, este această actualizare a unui master plan care ține de ceea ce urmează să se întâmple. Master plan, din nefericire, câteodată este un pic uitat și dat la o parte, adică neluat în serios, în seamă, dar el este un document programatic care este adoptat la nivelul unei unități administrativ-teritoriale, în cazul nostru județ. Master plan la nivel de județ a fost, da? Din care Orăștia era exclusă. Nu era exclusă, sau era doar că investițiile care erau prinse în... Odată că erau destul de vagi, deși mă trebuie să recunosc că la nivelul 2012, 13, 14 m-am ocupat un pic de acest master plan și de obiectivele care
urmau a fi promovate la nivelul județului, dar n-am exclus Oreștia. Chiar am fost foarte interesat, având în vedere caracterul programatic și caracterul, cum să zic eu, aproape legiferator al acestui document, să fie inclusă și Oreștia cu anumite linii de dezvoltare. N-am făcut altceva decât la nivelul anului 2021 să reactualizăm acest master plan, care ultima lui actualizare a fost în 2014. Ia câte după 7 ani de zile am reușit să promovăm reactualizarea master planului la nivel județean, cu includerea investițiilor prioritare la nivelul areei de delegare a Goscomului în acest master plan. N-a fost o lucrare ușoară, e un document destul de consistent. Deci, ca să înțeleagă toată lumea, acesta este un document premergător, necesar oricărui proiect de investiții care ar urma să fie ulterior finanțat. Corect. Deci, dacă vrei să primești bani pe vreun proiect de, sau pe vreo axă, eu știu cum... Dacă vă amintiți, Mari Pictori prima dată făceau sketch-ul, adică încadrau cum trebuie să arate pictura la final, după care treceau la detalii. Da, exact, deci, așa e. Se creonează ce se urmărește pe... Da, aici intervin foarte mulți factori. Odată, factorii administrativi, adică trebuie să ții seama de interesele și de planurile de dezvoltare teritorială a fiecărui UAT, inclusiv a Consiliului Județean, este important ca să aibă la bază, deci master planul să aibă la bază acest lucru. Al doilea, trebuie să țină seama și de orientarea către anumite direcții de dezvoltare. Trebuie să ține seama și de capacitatea și potențialul operatorilor sau actorilor implicați, că zici operatori, că sunt asociații de dezvoltare intercomunitară, și nu în ultimul rând are și o componentă politică, pentru că trebuie să recunoaștem, face obiectul unei decizii până la urmă politice. A unei administrații care are este acolo cu o culoare politică, evident, bineînțeles. Ceea ce mie mi se pare, cum să zic, natural și firesc să se întâmple așa. Eu, cum să vă zic, sper din tot sufletul că vom ajunge să concretizăm ceea ce scriem acolo. Nemulțumirea că v-am spus la un moment dat că am rezerve vis-a-vis de anumite abordări și vă spun și care sunt alea. De exemplu, finanțele prin fondurile românești nu țin seama de acest master plan și de prevederile lui, în sensul, în care sens? În sensul că el cumva este aliniat la cerințele din tratatul aderare, adică 2000 de locuitori, sub 2000 de locuitori, 10.000 de locuitori, peste 10.000 de locuitori. Deci pragurile astea sunt cumva tratate în mod diferit în fiecare din, să mă rog, în master plan. În momentul în care vii cu finanțările cumva românești, asta sunt pe felii. Deja... Ia și ție, chiar dacă ai sub exact. 2000, deci dăm nu, și la celălalt, chiar ține, dacă are peste 10.000, e mai mult așa politic. Nu țin seama de strategia de dezvoltare. Dau și la comune să facă stații de epurare cu bani puțin și mai apoi sunt probleme și nu se ține cont de reguli. A mai fost un moment de genul ăsta când discutam despre finanțele din alte fonduri europene decât programele de infrastructură mare. Și mă refer la Fondul European de Dezvoltare Rurală și Pescuit, unde lucrurile nu au fost stabilite niciun fel. Adică primeau OAT-urile, eminamente de spațiu rural, primeau finanțări directe pentru diverse aplicații. S-a demonstrat a nu fi neapărat un succes, pentru că erau niște limitări ale respectivului fond, care, cum să zic, nu se încadrau în necesitatea. De exemplu, nu făceau rețele cu branșamente, făceau rețele doar cu hidran sau cu cișmele. O chestie care nu este ok. Și acum noi avem probleme în momentul în care pe acele rețele noi punem branșamente, să constatăm că potențialul hidraulic al acestor rețele nu satisface necesarul. Deci asta e o problemă. A doua problemă. La un moment dat s-au prins că lucrurile nu merg așa și au încercat cumva să implice operatorii de apă în treaba asta, în activitatea de avizare și de așezare a lucrurilor cumva într-un stadiu deja într-o activitate care deja se derula. Iar la ultimul exercițiu au venit într-adevăr cu o chestie, cu încadrarea master plan. Dar ce a făcut master planul când a făcut obiectivele prioritare? Master planul
prevedeau cele din Poinim și atât. Nu erau prinse și cele din care făceau obiectul finanțărilor din FADR. Și atunci a trebuit, la un moment dat, cred că asta s-a întâmplat la nivelul 2016-2017, ceva de genul ăsta, o modificare a masterplanului, o completare a masterplanului cu acele localități care erau eligibile din punct de vedere al FADR-ului și cumva lucrurile s-au așezat într-o matcă serioasă, adică operatorul sau specialiștii din operator și-au putut spune punctul de vedere, din punct de vedere tehnic. De asemenea, necesitatea administrativă de a înființa un serviciu sau de a-l consolida sau de a-l extinde un serviciu de apă la nivelul AT-ului respectiv a fost îndeplinită. Deci cumva lucrurile au început să din acest compromis, nu pot să spun, din această înțelegere mai degrabă, că nu e neapărat un compromis, am reușit să scoatem o treabă bună. Deci dumneavoastră sunteți cumva unul dintre adepții, ca să subliniez acest lucru, mi se pare foarte important, adepții acestor normative europene. Nu. Vedeți cum e în celelalte amănunte și celelalte domenii, toată lumea vine și le contrazice cumva, ce domnule, sunt niște aberații, dar uite aici în domeniul ăsta ziceți că vin și reglează mai bine. Sunt adepți nu neapărat al normelor europene, ci mai mult a rânduielii și a regulii și a respectării regulilor. Mă refer strict de acest domeniu, apă-canal. În materia apă-canal avem o regulă, pe aia să o respectăm cu toți. Și acum mă întorc la fondurile cu finanțare de la bugetul consolidat al statului, că se numesc PNDL, românești, că se numesc Salini, exact. Și mai departe, chiar și AFM. Dacă a respectat această regulă și am reușit ca prin prioritizările din master plan să reușim să facem finanțare pentru sistemele de apă și canal în județ, că vorbim până la urmă de un areal definit județ, eu zic că lucrurile ar merge mult mai eficient înainte. Pentru că nu sunt puține acele investiții făcute chiar din bani de la bugetul consolidat care nu și-au demonstrat eficiența și care nu au fost altceva decât bani îngropați. Îmi pare rău să o spun. Bani îngropați, aveți dreptate, dar mai ușor de obținut. Trebuie să recunoaștem că sunt mai ușor de obținut aceste fonduri. Și mai ușor de implementat, pentru că nu ne întreabă nimeni de sănătate. Atâta vreme cât cei de la Ministerul Dezvoltării, că ei sunt principalii, mă rog, pe platforma Ministerului Dezvoltării se întâmplă toată povestea asta, n-au, cum să zic, componenta asta, nici măcar o consultanță cât de cât serioasă pe lângă ei să le spună, mă, proiectul ăsta poate să funcționeze sau ăsta nu. Analiza nu se face din perspectiva asta. Da. Dumneavoastră, uite, iată, sunteți acum la Goscom, beneficiare unui proiect cu finanțare românească. Vorbim de stația de tratare. Încă nu suntem beneficiari acestui proiect și aici... Ziceam mai devreme că sunt mai ușor de obținut. Hai să zicem cât de ușor au fost de obținut acești bani sau care a fost procesul. Că a fost un proces destul de... Vorbim de Angel Salini, da, de un proiect depus pe Angel Salini. Pot să vă spun că încă n-am obținut. Am făcut o primă încercare de a... Cred că ăsta e cuvântul potrivit. Încercare. De a obține o finanțare pe legislația... pe regulile jocului, practic. Da, pe ordonanța de urgență care reglementează programul Angel Salini. Am făcut pe Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, având în vedere că această stație de tratare a municipiului Orăștie deservește încă 4 unități administrative teritoriale, cel puțin. Din vari motive, n-aș vrea să insist prea tare asupra lor, a fost respinsă această solicitare. Da, eu aș vrea, adică impresia că aveți niște bănuieli care ar putea fi motivele alea. Bun, motivul formal, cred că motivul formal a fost cel care a fost exprimat. Restul, putem doar bănui și hai să dăm nu-mi așa place o... să vorbesc despre bănuieli. Nu, ideea a fost în felul următor. Deci nu aduceți acuze așa pe ce s-a aplicat principiul teritorialității, în sensul că dacă pe amplasament sau amplasamentul acelei investiții se găsește în cadrul unui OAT, atunci acel OAT este... mă rog, cumva îndrituit și chiar... Să facă solicitare. Să facă solicitare. Deci dumneavoastră a făcut o solicitare din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, în care erau 4 OAT-uri. Vorba între noi are sediul... sau mă rog, are... sediul la Orăștie și din care e parte și OAT-ul Orăștie. Bineînțeles. Și atunci lucrurile au fost în felul următor. Este un viciu de procedură, practic. Am înțeles că nu e ok, bun. Și acum am refăcut aplicația de finanțare în contextul în care au mai rămas bani în județul Hunedoara. Păi bine, dar nevoia era aceeași. Beneficiarii erau aceiași.
problema aceeași. Impactul destul de serios, că vorbim de 20 și ceva de mii de băutori de apă de la acea stație de tratare, da, sau consumatori. Și atunci de ce te împiedica de, uite, un viciu de asta de procedură, că n-a fost cerut de Orăștie și a fost cerut de Orăștie și încă alți trei frați pe lângă ea? Păi când o să aveți un invitat de la Ministerul Dezvoltării, vă rog să-i întrebați. Dar dumneavoastră aveți totuși niște bănuieli acolo în substrat, care cred că sunt mai aproape de realitatea acestei decizii. Adică nu știu dacă vorbesc de secretul lui Polichinele, că nu cred că... Cred că toată lumea știe că acest proiect, acest program a fost oareși cumva asumat politic. Asumat politic, sigur, fiind, el a fost cumva tranșat între partidele aflate în coaliție la un moment dat. Ca atare, s-au împărțit pe OAT-uri, fiecare OAT luând cât și cum. Dar nu asta vreau să vă spun, adică vreau să vă spun și lucrul ăsta, că tot m-ați ispitit cu problema. Este clar, ca lumina ochilor, că așa s-a făcut. Problema mea este de următoarea manieră. Dacă îmi trebuie 100 de metri de țeavă și cer finanțare pentru 100 de metri de țeavă, alea nu pot fi nici 80 de metri, nici 75 de metri, nici 92 de metri. Aia trebuie să fie 100 de metri de țeavă. Sistemul ăsta, bă, tu mi-ai cerut atât, dar eu nu pot să-ți dau decât atât, e practic nefuncțional și ne duce spre direcția despre care am vorbit. Ajunge la OAT, la implementare. OAT oricum nu e specialist pe apă și canal, se lasă pe mâna proiectantului, care proiecta de ce din prima. Banii ăștia avem, de ăștia facem. No, de banii ăștia să fac domn primar. Sigur. Calitatea domnul mai primar, apoi se regăsește în... După ce are proiectul, face caietul de sarcini, trece la implementare, își găsește constructor mai bun sau mai rău. Asta, după cum se întâmplă la licitație, adică după cum oferă la licitație. Și de regulă, odată coborâtă ștacheta din proiectare, se mai coboară odată la implementare, adică la construire efectivă, pentru faptul că nu e neapărat constructorul cel mai... dedicat sau cu cea mai mare experiență. De regulă, în zonele rurale mai ales, apar tot felul de constructori din ăștia, hai să nu ne zic de mâna a doua că i-a jignit și nu vreau să fac lucrul ăsta, dar să le zic cu mai puțină experiență în dezvoltarea unor astfel de proiecte. A fost uite, foarte așa ne trezim greu, cu stații de tratare. Am avut acum de curând cazul de la Romos, da, în care o comunitate întreagă a rămas fără apă pe probleme de astea, de genul ăsta, mărunte aparent, de la stație de tratare, fiind proiectată un pic diferit, care nu face față, de fapt, condițiilor de mediu din teritoriu. Banii ăștia au fost, de ăștia am făcut. Și te trezești mai târziu de unde vin aceste probleme. Uite, de unde? De aici niște... avem și cum să vă, sunt foarte multe proiecte eșuate din punctul ăsta de vedere și unele chiar nici nu au mai apucat să ajungă la implementare, deci au murit înainte de a se întâmpla. Problema mea este următoarea, și asta spunea domnul Erbașo, care este președintele firmelor, asociației firmelor de construcții care au, cum să zic, incidență pe sistemul de ăsta de apă și canal. Deci firmele mari nu reușesc să țină pasul cu condiționalitățile și cu ce se întâmplă acum pe piață. Piața este foarte dezechilibrată tocmai din cauza faptului că au crescut inflația, au crescut prețurile la materiale, ajustările stabilite prin ordonanțele succesive nu rezolvă această problemă, au probleme cu garanțiile, au probleme cu fazările, deci sunt un milion de probleme în partea asta de implementare a investițiilor mari. Cu atât mai puțin un operator mai micuț sau un constructor mai micuț are capacitatea financiară, tehnică și organizațională să poată să implementeze. Chiar și un da. Proiect de mai mică anvergură, cum ar fi unul. Revenind la acest proiect cu finanțare românească despre care vă Salini. Provocam acum să vorbim, da, pe proiectul, pe Angel Saligny, Programul Național de Dezvoltare, cum se numește? Național de Investiții. De Investiții, așa. Finanțare românească. În România. Angel Saligny. Obțineți banii sau nu îi obțineți pentru stația de tratare de la Orăștie? Nu știu că... Practic ați conformat, ați schimbat solicitarea, ați tăiat de acolo din patru solicitanți, ați spus doar Orăștie. Nu sunt eu aplicantul. Este OAT Orăștie, da, din, Consiliul Local. Dar cu toate așa, astea... Așa, dacă dați dumneavoastră o premoniție de specialist, eu zic că da, obțineți banii? Ar trebui să obținem banii, având în vedere importanța proiectului. Și cred că sunt oameni suficient de responsabili la nivelul Ministerului Dezvoltării, sau mă rog, în comisia care analizează această cerere finanțare, să-și dea seama de impactul pe care îl are o asemenea investiție. Și, de fapt, mai e un aspect...
Legislația România s-a modificat în ceea ce privește apa potabilă. Condițiile de conformare sunt draconice de-a dreptul. Chiar și tehnologiile, cum să zic eu, proaspăt implementate, adică până de curând, fac față cu greu unor asemenea provocări. De aceea, standardul pe care l-am propus acolo e de un anumit nivel. Acum, eu sper din tot sufletul ca suma pe care am cerut-o să fie acordată. Rămâne la dispoziția hazardului, ca să nu zic altfel, ca hotărârea să fie cea înțeleaptă sau cea favorabilă. Municipiul Ori știe că, până la urmă, să ne înțelegem. Nu finanțează Goscomul, finanțează o comunitate. Asta trebuie subliniat. Da, o comunitate o finanțează, dar mai e văzut și așa că poate fi un proiect pe care îl bifează Chiseli cu echipa. Am adus mai devreme în discuție și aceste aspecte care uneori sunt foarte bine monitorizate. Cu atât mai mult când nu sunt eu organismul de implementare, deci nu sunt eu, primăria municipiului Oreștie. Deci, dacă e să povestim de decorații și mai mult decât atât, subliniez un lucru. Domnul primar de la Oreștie a făcut eforturi considerabile pentru a primi această finanțare. Deci dacă această finanțare se va primi, faptul că am primit această investiție se datorează într-un mare procent primarului municipiului Oreștie. Asta trebuie subliniat și trebuie lumea să știe. A spus o piatră și pe umerii lui acum. Da, deci, dacă nu, tocmai de-aia a făcut. Nu primește finanțarea, se găsește vinovat între ghilimele, să zicem. Vom găsi soluții, deci dacă nu găsim această finanțare sau va fi parțială, vom găsi soluții în așa fel încât să, lucru pe care sublinia și el la adunarea generală a acționarilor, vom găsi soluții să ducem acest proiect până la capăt. Pentru că la ora asta, la Oreștie, prioritatea zero este această stație tratare a apei care trebuie rezolvată. După aceea discutăm și alte priorități. Da. Revenind la echipă, spuneați mai devreme că ați încercat să o specializați. Cum ați reușit acest lucru? Și mai departe o să intrăm și într-un alt subiect, o premieră, dragi telespectatori, la Goscom, vis-a-vis de echipă și modul în care se prezintă ea și vis-a-vis de modul în care s-au dezvoltat, iată, lucrurile acolo. Dar înainte de asta, trebuie să ne spuneți cum... La rezultate măsurabile. Pe rezultatele măsurabile... Nu, mă refer la cum ați introdus efectiv cursuri de specializare acolo în interiorul companiei sau ați ținut... Dumneavoastră e clar, aveți o experiență mult peste ceea ce pot avea angajații buni de la Goscom. Ok, stai să vă spun un lucru. Băgat în training pe experiența fiecare. Experiența mea nu e dobândită nelucrând în materia respectivă. Acum, întâmplarea face că am trecut prin câteva etape de dezvoltare a sistemelor de apă și canalizare, chiar în etapele în care lucrurile s-au chiar întâmplat. Adică de la fonduri preaderare am început cu un proiect fare, am implementat un proiect fare, după a intrat tot în preaderare programele ISPA care trebuiau să ducă la un anumit tip de conformare la nivelul, vorbind de județul Hunedoara, adică Hunedoara Deva, după care am intrat în proiectul cel mare, adică postul de mediu, unde am pregătit ceea ce se întâmplă acum în programul operațional de dezvoltare durabilă. Deci eu cumva am trecut prin niște etape care mi-au adus această experiență, că nu m-am născut eu foarte... Păi da, asta zic. Și mai apoi, cum inteligent. Ați făcut? Și, ați bun. Predat-o mai departe acolo, în Goscom? Păi, sau așa s-a întâmplat? Odată și în al doilea rând am promovat foarte mult ca oamenii noștri să participe, cum a spus și Adineaur, la conferințe, la cursuri de pregătire pe diverse domenii. Dacă s-a întâmplat efectiv asta. Da, sigur că da. Aproape în fiecare lună este câte un reprezentant al Goscomului care se deplasează într-o materie de genul ăsta. Foarte important. Și am căutat ca toate departamentele să fie acoperite din punctul ăsta de vedere. Că este comercial, că este contabilitate, că este tehnică, este investiții și așa mai departe. Da, ziceam mai devreme despre o premieră în istoria acestei companii care a avut loc acum câteva zile. Vorbim în exclusivitate în această emisiune de participarea la Sibiu, la un concurs, forumul regional al apei. Să vă explic. Deci nu e o premieră, că am fost și anul trecut. Este vorba de forumul regional al apei, Europa de Est, Dunăre, Europa de Est, în care se întâlnesc specialiști nu numai din România, de eminamente din România, că sunt din partea consultanților,
firmelor de consultanță, firmele puternice de consultanță din România, că sunt constructori, firme puternice din România, furnizori de echipamente, operatori, asociații de dezvoltare intercomunitare. Deci, practic, toți actorii relevanți din România în materia apă, canal, cumva se întâlnesc la acest forum regional al apei, organizat de Asociația Române a Apei. Ce este premieră? Premieră este că am participat prima dată la concursul, deci, în cadrul acestui forum, se organizează și un concurs de branșamente sub presiune. Pentru prima participare, eu zic că ne-am prezentat onorabil, eu sunt mulțumit de activitatea colegilor mei, dar am văzut o oarecare emulație atât din partea participanților, cât și din partea celor care au susținut cumva deplasarea noastră în acest domeniu. Deci, pentru această activitate și chiar vreau să-i felicit pe această cale, nu numai pe ei, numai pe cei de la Goscom și pe cei de la APAPROD, care s-au mișcat chiar remarcabil și am apreciat lucrul ăsta, ei fiind fost colegi de mei. Dar ce poate reieși de aici, din acest concurs, care la prima participare deci, a Goscomului, reiasă prima... că aveți echipe competitive cu celelalte asta ale și, marilor asta operatori și regionali. Să subliniez că, cu toate că este prima participare, cu toate că am fost primii, de aia și fost foarte mediatizați, am fost primii care am făcut acest branșament, adică n-am avut timp să vedem la ceilalți ce se întâmplă. Ați extras biletul numărul 1, am extras biletul numărul 1, da. Am reușit să ne poziționăm undeva în prima jumătate a clasamentului, ceea ce pentru mine este o realizare din start. Sperăm că anii viitori lucrurile o să fie mai bune, chiar ne propunem să participăm undeva în toamnă, va organiza cu ATIM-ul un concurs de determinare pierderi, la care nu știu dacă vom participa neapărat cu o echipă, dar sigur vom participa în calitate de observator și în calitate da, uite, de... acum, să zic așa, nu ți-e rușine să mergi de... în lume cu Goscomul și cu echipa și de cu acolo? Cu oamenii de la Goscom, corect, așa este. Asta e lucru care asta e cel mai relevant acum din această asta participare. Asta mi-am dorit cel mai mult, nu eu, ca personaj, ca întâi stătător, pentru că eu deja fusesem prin toate astea, adică eu sunt în ARA, adică particip la întâlnire ARA de cred că 15 ani sunt. Am niște imagini foarte bolnave, între ghilimele, să zic așa, în minte, cu modul în care erau descrise intervențiile IGO ani buni. N-aș vrea să intru neapărat în amănunte, dar ca să înțeleagă cei care au urmărit această emisiune până acum și pertinența mea din începutul emisiunii, da, e vorba de o diferență mare de abordare și asta prin prisma faptului că discursul și abordarea profesională este unul și una net superioară acum la Goscom. Ce urmează în drumul dezvoltării de acolo, director? Urmează, din punctul meu de vedere, odată să vedem dacă avem finanțare pentru lista de priorități. Bineînțeles că vom contribui și ne vom implica în implementarea acestui proiect sau acestor proiecte, mai mult că înțeleg că și administrația Fondului de Mediu scoate o linie de finanțare pentru sistemele de apă și canalizare. Un lucru este sigur, nu ne vom abate de la ceea ce ne-am propus și încercăm să aducem din punct de vedere instituțional compania acolo unde e locul. Aici mai avem de umblat pe sistemul de management al calității și locul activității Goscom, lângă ceilalți operatori, adică cel puțin din punct de vedere organizațional să fim acolo, adică să vorbim aceeași limbă cu oamenii aia, să știm despre ce este vorba, să reușim să implementăm câteva proiecte, că e foarte important lucrul ăsta. Doar implementând proiecte de apă și canale, îți dai seama de nivelul de de profesionalitate al unei organizații. Uh-huh. Asta, da, mi se pare că aveți ambiții mari și frumoase, oricum. Asta am văzut-o la mulți operatori. Deci operatorii care au echipă bună la implementare reușesc să facă lucrul ăsta fără corecții, fără fazări, fără alte lucruri.
Da, aș spune că ați mers așa pe drumul dezvoltării și cu oameni agățați așa de picioarele dumneavoastră, nu neapărat ale dumneavoastră ca și persoană fizică, ca și conducător al unei instituții, da. Și cu tot felul de probleme aruncate în cârcă. Luptele sindicale s-au mai liniștit în cadrul activității Goscom în această perioadă, cel puțin aparent, dar ați avut acolo niște războaie destul de dure din acest punct de vedere, cu care nu mulți alți directori a altor instituții s-au confruntat în decursul carierei lor. Problema, din păcate, spun problema asta. Este că eu, de fapt, am moștenit niște conflicte locale la un moment dat, sau, mă rog, la anumite înțelegeri locale pe care, la care n-au vrut să le dau curs mai departe, adică cumva au vrut să stopez nebunia. Adică venind din afară, ați putut să vă uitați așa sigur, obiectiv și să ziceți, domnule, ce e aici? Oricum, ce nu, se întâmplă? Nu sunt genul omului care să fac compromisuri, să fac compromisuri în general, dar oricum nu compromisuri de maniera la care eram supus, mai mult cu cât aceste presiuni erau cumva alimentate și din exterior. Nu știu dacă neapărat exterior spațiului oreștean, dar cred că, adică pot să bănuiesc lucrul ăsta și din nou nu vreau să vorbesc despre bănuieli. Vreau să vorbesc de certitudine atunci când va fi cazul. Problema este că era nevoie de o asemenea clarificare, eu așa spun, și cred că și acest conflict, înainte de a crea multe, că au creat și disconfort și, mă rog, disfuncționalități și conflicte în interiorul organizației, până la urmă n-a făcut altceva decât să lămurească lucrurile și să le așeze pe o bază nouă. Vreau să vă spun că la ora asta avem contract de colectiv de muncă în regulă, registrat la ITM, cu clauze corecte pentru toată lumea. Deci nu avem o problemă din punctul acesta de vedere și oamenii au văzut, adică și asta e o problemă. S-a întâmplat cumva și o reacție inversă, aș spune eu, în interiorul companiei. Cred că mare parte din angajați s-au solidarizat cu dumneavoastră și cu obiectivele companiei. Cred că da, adică și s-au întors cumva către ceea ce avem noi de făcut, decât să prelungim niște conflicte inutile și nerelevante. Adică în momentele acolo grele se sudează echipa. Bine, și vi s-a facilitat cumva așa un element destul de greu. Față de ce povesteam de învățare și de pregătire și de, mă rog, profesionalizare, încă un element, momentele grele sudează o echipă. Și cred că ăsta este secretul reușitei. Și mai e o problemă. Trebuie să cumva să împarți și generațiile și nivelul de educație, pentru că sunt oameni de diferite niveluri de educație. Unii mai buni, unii mai răi. Nu asta este important. Uite, asta cu păcatul generațiilor, am văzut că ați făcut treaba asta în sensul în care ați angajat la Goscom niște tineri. E așa un schimb de generații care se face acolo. La un moment dat se punea problema că nu mai sunt meșteri buni, vorba aia, care să vină să preia. Asta și vreau. Vreau să existe tot timpul, cel puțin pe politica de resurse umane, să existe un permanent input de oameni tineri care, cum să zic, și vreau să vă spun, au surprize chiar plăcute. Deci am angajat oameni tineri cu nivel de profesional comparabil cu acelor cu multă experiență în activitate. Și am fost și sunt chiar foarte mulțumit de lucrul ăsta, adică să mă înțelegeți, suntem prea mărunți ca să ne putem să umflăm organigrama și să devenim noi nu știu ce mare angajator pe alte companii care se ocupă de lucrul ăsta. Noi trebuie să ne eficientizăm orice picătură de resursă umană pe care o avem. De asta țin foarte mult și la policalificare, adică oamenii să știe multe lucruri. Odată, ca să poată înlocui unii pe alții, doi, ca să poată să genereze la un moment dat o dezbatere pe un subiect care să-mi aducă câștig din punct de vedere tehnic, economic și ce mai fi. De-aia e foarte, câteodată e ușor să lucrez cu o companie mică, câteodată e dificil. Adică da, sunt, mă văd nevoit să vă întrerup, pentru că, uite, nu mi-am imaginat că o discuție vis-a-vis de operatorul de apă care a lor știe. Nu neapărat, dar mă gândeam că o să punctăm așa direct. Dar uite, ar mai fi putut să ne mai dea din regie așa câteva minute, că mai erau lucruri bune de spus. Dar o să le lăsăm pentru o altă ediție viitoare aici în
studioul Hunedoara 1 sau poate în arenă și să discutăm în continuare despre acest operator mic regional de apă canal, activitatea Goscom de la Orăștie, care, așa cum vă spuneam și la începutul emisiunii, nu doar că se ambiționează să nu moară sau să trăiască, ci se ambiționează să se dezvolte frumos și iată, astăzi am intrat în culisele administrației acestui operator de la activitatea Goscom. Am discutat cu directorul companiei, Fabiu Schiseli, căruia îi mulțumesc pentru prezența din studio. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Eu sunt Mihai Molocea, dragi telespectatori, vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. În câteva momente revenim cu ședința Consiliului Județean de astăzi. Aflați cele mai importante puncte de pe ordinea de zi a ședinței, ce s-a votat în cadrul Consiliului Județean de astăzi. O să vedeți și niște discuții savuroase, aș spune eu, la finalul ședinței, la punctul întrebării, interpelării, așadar rămâneți pe Hunedoara 1 TV. Eu sunt Mihai Molocea, dragi telespectatori, vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. În câteva momente revenim cu ședința Consiliului Județean de astăzi. Aflați cele mai importante puncte de pe ordinea de zi a ședinței, ce s-a votat în cadrul Consiliului Județean de astăzi. O să vedeți și niște discuții savuroase, aș spune eu, la finalul ședinței, la punctul întrebării, interpelării, așadar rămâneți pe Hunedoara 1 TV.